După acordarea primului ajutor calificat de către membrii echipajelor SMURD, 19 pacienți au fost transportați la cele mai apropiate unități spitalicești pentru îngrijiri suplimentare. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea au fost solicitați și ei să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un magazin în localitatea Popești, Satuș. Până la stingerea incendiului, au ars acoperișul magaziei construit din lemn cu învelitoare din plăci de azbociment pe o suprafață de circa 3 metri pătrați, peretele lateral construit din lemn pe o suprafață de aproximativ 2 metri pătrați, circa 20 de kilograme lemne de foc și aproximativ 10 kilograme materiale textile. Cauza probabilă stabilită în urma cercetărilor preliminare este căderea jarului dintr-un mijloc de încălzire pe materiale combustibile. În această perioadă, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea au mai intervenit pentru alte 8 situații de protecție a comunității, 5 misiuni de informare preventivă și 3 transporturi de persoane.